Bine ai venit pe Atutech! Eu sunt Gabriel, iar în episodul de astăzi îți prezint noile camere și NVR-uri din gama SaferIP. Așadar, pe biroul meu se află 4 camere SaferIP și 3 NVR-uri. Hai să facem și un unboxing, să vedem camerele așa cum arată. Începem cu camera de supraveghere PTZ-IP Full HD cu audio infraroșu la 30 de metri și alimentare prin POE, zoom optic la 5x. Bun, această cameră are funcții pan and tilt și zoom, funcții similare unei camere Speedhome. Lentilă varifocală de la 2.7 până la 13.5 mm și focalizare automată. Unghiul maxim al camerei este de 104.3 grade. Hai să desfacem cutia. Găsim o țiplă cu șuruburi și manual de instalare. Așa arată camera noastră Speedhome. Este confecționată în totalitate din plastic. Aici se află turela cu lentila camerei. În spatele camerei cele două mufe, mufa pentru alimentare POE și mufa pentru alimentare la 12V. Desfacem acest căpăcel și găsim locașul de instalare pentru cartela microSD, dar tot aici găsim și butonul pentru resetare al camerei. Și dacă ne uităm noi foarte atent aici, avem ca un click de unde putem să scoatem partea de jos a camerei, ia să vedem dacă o pot extrage, dar cred că o să am nevoie de o șurubelniță și nu o să vreau să o stric acum. Este o camera IP Safer de 4 megapixeli cu lentilă 2.8 până la 12 mm, microfon încorporat IP67. Această cameră are un unghi de vizualizare de 102.7 grade, are detecție la mișcare și aplicație pe smartphone. Hai să desfacem cutia. În pachet găsim o țiplă unde găsim o cheiță pentru cameră, ghidul de instalare și șuruburi de montaj. Mufe perse tupe, iar aici găsim camera. Așa arată camera noastră. În spate găsim cele două mufe, alimentarea la 12V și intrarea pentru mufă RG45. Se reglează de aici din acest picior și dacă folosim cheița putem regla și piciorul camerei de la jumătate. Uite așa se reglează această cameră. Este confecționată în totalitate din aluminiu. Se aude că nu sună plastic. Aici avem lentila camerei, iar mai jos găsim infraroșul. Iar microfonul încorporat va trebui să fie aici. O cameră de o rezistență deosebită. Urmează camera numărul 3, camera tip bullet de 5 megapixeli cu infraroșul la 50 de metri, alimentare prin POE. Această cameră funcționează cu codec H265 Ultra. Suportă și ONVIF, hai să desfacem camera. Găsim un template, un ghid de instalare, mufe prese tupe, șuruburi de montaj, iar aici găsim camera. Este o cameră destul de rezistentă, confecționată din aluminiu și cu acest cosoroc din plastic, ca să-i spun așa. Pe această cameră găsim stocare prin card microSD, avem infraroșul la 50 de metri. Hai să trecem la următoarea cameră. Și ultima cameră, o cameră de supraveghere IP de exterior, rezoluție 2 megapixel, full color, foarte important, lentile 2.8 mm și stocare pe card microSD. Iluminator nocturn până la 30 de metri, rezistență la praf și apă IP67. Template-ul, ghidul de instalare, mufe prese tupe, ar trebui să fie și șurubul de montaj pe aici, șurubul de montaj, iar aici găsim camera. Alimentare la 12V și conectare prin mufă RG45. Așa arată camera noastră. Avem aici două LED-uri, ce luminează până la 30 de metri, avem stocare pe card microSD, difuzor, iar aici va trebui să fie microfonul camerei. Așa arată camera noastră, dragilor, este o cameră de la Safer, din gama IP. Hai să vă arăt și NVR-urile. Am despachetat și cele 3 NVR-uri, începem cu primul. Aici avem NVR-ul de 8 megapixeli cu 4 intrări POE. Următorul, NVR-ul de 8 megapixeli cu 8 intrări POE. Și ultimul NVR, un NVR de 8 megapixel cu 4 canale fără POE. Toate aceste 3 NVR-uri au aceeași carcasă, doar diferă funcțiile la ele. Aceste produse le veți găsi în descrierea acestui video.
Nu uita, dacă ți-a plăcut videoul nostru, like și subscribe pentru a fi la curent cu cele mai noi informații din gama sistemelor de securitate. Atutec, ești în siguranță. Testul video pe data viitoare.